Haideți să vedem acum care sunt secretele Adinei Halas, cum se menține în formă la 44 de ani, cum a fost în vacanța de vis cu mama ei în Italia, ce reacție au avut fanii și cum e să fii turist de profesie. Câte ore, de fapt, muncește un creator de conținut, pentru că pe rețelele sociale totul pare roz, însorit și luxos. Bine ai venit, Adina Halas, mă bucur tare mult că ai putut veni astăzi la News Magazine. Bun găsit, mă bucur din inimă să mă aflu aici, îi salut pe cei care se uită acum la noi. Ai venit și cu băiețelul tău, Serghei, o frumusețe de băiat. Câți ani are acum? Are 12 ani și jumătate. Mulți înainte. A venit și cu cățelul după noi, toată lumea mă așteaptă și a dorit să vadă unde vine mama la filmare. Te întreb mai întâi cum e să fii mamă de băiat și un băiat așa frumos. Nu vreau să mă gândesc ce soacră o să fii. Doamne, sper să fiu o soacră cu emoționalul acolo unde trebuie, pentru că mi-am dat seama că noi suntem în continuă creștere, nu doar copiii noștri, și este foarte important să ne educăm și noi părinții pe parcurs. Și apropo de faptul că ai spus că sunt mamă de băiat, am înțeles de la specialiști că un băiat se crește altfel decât o fată și atunci ascult toate podcasturile specialiștilor. Iau și eu lumină de la înțelept și de la cei din domeniu, dar sunt convinsă că lucrurile vor sta bine. Nu am mari probleme atunci când mă gândesc în viitor, când el va fi mare și își va face o familie, nu am ciudate și false gelozii. Am văzut în vacanță cu mama ta și ai o mamă foarte frumoasă. Felicitări. Mulțumesc. O salutăm. Bună ziua, doamnă. Vă așteptăm și la emisiunea altă dată să ne povestiți cum e Adina dincolo de pozele frumoase pe care le vedem pe Facebook, pe Instagram. Cum a fost cu mama în vacanță? Ați fost doar voi două? Mulțumesc din inimă. Da, am fost doar noi două. Mama mi-a deschis apetitul pentru călătorii, pentru lucruri frumoase și tot ea este cea căreia nu-i place să apară pe nicăieri în nicio poză, în nicio filmare. Dar și i-ai stricat planurile. Exact, de data aceasta i-am spus: mama, te rog, vreau poze cu tine, vreau filmări. S-ar putea să te și postez pe rețelele de socializare, pentru că prietenii mei de pe rețelele de socializare vor să te vadă. Și a zis: bine, fie, ne descurcăm. De fapt, această plecare cu mama a fost o surpriză pe care i-am făcut-o la începutul lunii martie. Am vrut să-i fac un cadou. Ea tot timpul îmi face cadouri senzaționale și mi-am dorit să-i fac o surpriză și să o duc în Sorrento, punctul de plecare către Coasta Amalfitană, către Capri și alte destinații perle, la care visează mulți români, dar care sunt din ce în ce mai scumpe. Am observat că s-au scumpit foarte mult vacanțele în străinătate anul acesta. Din păcate, așa este. Chiar și cele care se află la distanță scurtă de România și de regulă putem să găsim bilete de avion la prețuri decente, iată că s-au scumpit destul de mult. Dar există o variantă, trebuie să ne orientăm către perioadele care sunt mai puțin aglomerate. Într-o perioadă mai puțin aglomerată poți să ai surpriza și fericirea să constați că este mult mai bine, că nu se îngrămădește toată lumea la punctul de belvedere, că poți să te așezi la ce terasă vrei tu, pentru sunt că sunt cozile mai supra... mici. Exact. Prețurile sunt mai bune la absolut toate intrările și deplasările. Așadar, orientați-vă către extra sezon atunci când bugetul vi se pare că nu este cel care să vă ajute, cu condiția să vă uitați foarte bine la meteo. Important. Apropo de meteo, cât durează să-ți faci bagajul? Este o întrebare care vine de la colega mea, Amina, din regie. E o provocare asta cu bagajul. Da, să știi că am învățat să-mi eficientizez bagajul. Acum 20 de ani, să spunem, călătoream cu multe lucruri după mine care nu-mi trebuiau. Acum prezent. Da, cam toți facem așa. Acum, de când călătorile sunt o parte componentă din activitatea mea, din meseria mea, am ajuns să învăț, să știu să fac bagajul într-un mod, hai să spunem așa, inteligent. Dacă plec într-un city break pentru 3 nopți, reușesc chiar să-mi iau după mine un bagaj mic.
ceea ce nu se întâmplă adică înainte. Adică nu mai pui la cală. Exact, și atunci nu mai plătesc și bagajul de cală. Asta este iarăși o poveste. Dacă știi să-ți faci bine bagajul, te costă mai puțin. Te vedem aici, arăți senzațional la cei 44 de ani. Faci parte din acea categorie de femei care nu-și ascund vârsta și se simt bine în pielea lor la orice vârstă. Ce eforturi faci sau ce secret ai descoperit, Adina? Să știi că eforturile... Că am văzut că mai și gătești. Gătesc și îmi place să gătesc. Atunci când am timp, gătesc cu mare drag pentru familia mea și de multe ori chiar gătesc fără să gust, deși știu că cei șefii recomandă ca întotdeauna să gust mâncarea. Eu de cele mai multe ori gătesc și nu gust, pentru că sunt la o dietă, pentru că trebuie să am grijă. Și în ceea ce privește eforturile, dacă până acum câțiva ani mi se părea că nu fac eforturi foarte mari, vreau să spun în momentul acesta că fac eforturi foarte mari, pentru că atunci când ai și o afecțiune, cum este tiroidita Hashimoto, este o afecțiune foarte răspândită, de aceea și vorbesc despre ea, atunci trebuie să ai și mai multă grijă, pentru că ai perioade în care poate că reții apă mai multă și atunci pe cântar sau într-o poză arăți cu totul și cu totul altfel decât arăți tu în zilele obișnuite. Îți face complimente Serghei, băiețelul tău? Tot timpul. Ce frumos! Îmi spune, Doamne, cât de frumoasă ești. Și eu de regulă îl întreb, îi zic, hai, te rog, lasă vrăjoala, este foarte bine, îmi place, păstrează-ți atitudinea asta în viață, dar spune-mi ce dorești și ai să râzi. De cele mai multe ori nu dorește nimic, doar să-mi facă aceste complimente. Este cu atât mai plăcut cu cât e un băiat pe care le duc, mă rog, ca la un moment dat să știe să se exprime și să facă femeilor de cât timp ești căsătorită, Adina? Sunt căsătorită de 13 ani. Mulți înainte. Spre fericirea mea și nefericirea soțului, că știi cum e. Hai, lasă, că părea fericit în poze, cel puțin. Da. Mulțumesc foarte mult, Adina, te mai aștept cu drag și altă dată. Poate gătim ceva pentru Paște. Da, ceva să